Primăvara este vestită de miile de mărțișoare expuse pe tarabe în centrul capitalei. Multe sunt făcute manual, așa că meșterii l-au ornamentat cu tot ce au găsit: pietre, mărgele, pene sau fundițe. Există cuculi cu raznimi pricioscami, cu raznimi șapăcicami, cu straizicami. În acest an au apărut și lucrări mai complicate. Pentru cei care au obosit de mărțișoare tradiționale, comercianții au pregătit lucrări poetice. De exemplu, puteți găsi astfel de tablouri cu poezii legate cu fir roșu și alb. Aceste tablouri în formă de felicitare sunt pentru femei, soții, mame, prietene. Și chiar dacă e devreme, totuși s-au găsit cumpărători. Comercianții spun că prețurile nu s-au schimbat comparativ cu anul trecut. Mărțișoarele mai simple costă de la 1 leu până la 30 de lei, iar pentru lucrări mai mari și mai sofisticate scoateți din buzunar între 50 și 70 de lei. Mai mulți cumpărători însă caută mărțișoare la prețuri cât mai mici. La toată familia, 3 copii și soțul. 5-8 lei, 2 lei este acolo, dar eu caut de 1 leu. Potrivit tradiției, mărțișorul se prinde la piept pe 1 martie și se poartă până înfloresc cireșii. Acesta ar aduce noroc și bunăstare anul întreg.